testat în trei locații diferite, două în România, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, la Universitatea din Oradea, în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie, și în Elveția, la un institut de cercetare care ei dețin și colecția publică de microorganisme a Elveției. Am testat diferite tipuri de miere românească. Cei din Elveția au adăugat în studiu și miere elvețiană și vestita miere de manuca. Am vrut să dovedim eficacitatea antibacteriană a mierii românești în comparație cu vestita miere de manuca. Concluziile? Concluziile pot să spun în urma analizelor obținute că mierea românească, respectiv mierea elvețiană, și putem extrapola la mierea europeană, poate fi considerată ca și efect antibacterian similar cu mierea de manuca, dacă nu și mai bună în anumite determinări pe diferite bacterii patogene. Producția de dulcețuri, producția de zacuscă, producția de suplimente alimentare. Aprovecea producție de suplimente alimentare. Și când ajung alea în piață? Unele sunt pe piață, unele zilele următoare.